Salutare, scumpii noștri! Ca în fiecare seară de duminică, emisiunea Vedete la Bis vine în casele dumneavoastră să vă facă să vă simțiți bine! Muzică bună, interpreții îndrăgiți și, desigur, proiectele lor în desfășurare. Deci, astăzi la noi în studio, Carolina Prepeliță, Gheorghe Țopa, Cătălina Rusu, Natalia Boboc. Și ni se va alătura pe parcurs Ion Rață. Și, desigur, spectatorii noștri dragi, împătimiți de muzică. Studenți de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Prima interpretă care vine în fața dumneavoastră este o cantautoare. Își cântă sentimentele ei, copiii ei și micul ei univers, care și-l dezvăluie cu discreție prin intermediul unui album, care așa și se numește Univers. Natalia Boboc. Bună seara și bine v-am găsit. Bine ai venit la noi. Natalia, îmi dau seama, când, uitându-mă la acest CD-ul, că camera de luat vedere te iubește. De ce nu ai devenit un top model, dar ai pornit pe drumul muzicii? Interesantă întrebare, pentru că sunt niște momente care mă ajută în viață. Este muzica care iese de aici, din inimă. Sunt versurile și melodii care mă reprezintă și care mă ajută în viață. Pentru toți care vin pentru prima oară la noi în studio, este o regulă, o scurtă notă biografică. Sunt mămică, sunt o ființă fericită. Cred că este cel mai important lucru pe acest moment. Și la capitolul studii, activități actuale? Deci am studii cu siguranță muzicale, am pornit de la școala muzicală, apoi am urmat colegiul de muzică și pedagogie, Universitatea de Stat, după care mi-am dedicat de plin muzicii, sigur că nu ca să uit de cea familială, și la moment încerc să mă reprezint prin piesele mele. Știu că ești și șefă, dar nu vrei să spui de aceasta, ești funcționar public. Din 99 am activat la Consiliul Regional Ungheni, apoi am trecut la Ministerul Culturii și Turismului. Deci treptat am ajuns la agenții de împresariat, unde încerc să fac lucruri frumoase în Moldova. Tot de muzică te ocupi. Ai un motto pe acest CD, l-am citit, pare mi se că sună în felul acesta: vreau prin muzica mea să schimb, să fac armonie între oameni. Să aduc armonie între oameni. Da. Îmi doresc foarte mult persoanele care vor audia acest disc, măcar un pic să se răzgăsească în aceste piese care din drag a fost scrise anume pentru ei, ascultătorii mei. Dar ce vrei să schimbi? Ce nu-ți place în relațiile dintre oameni? Vreau să aduc mai multă bunătate, mai multă dragoste față de celor care ne înconjoară, celor dragi, a părinților, și cred că să devenim un pic, un pic mai buni. Cine cânti astăzi? Ultima piesă care a fost introdusă în acest album se intitulează Îți scrii pe Biblia. O scrisoare de dragoste iubitului de la Natalia Boboc. Și să n-o schimb cumva.
Aș vrea să mai list tot zeci ani din soarta mea cu dragostea. Îți scriu, iubitule și stele, după geam, nu știu cum să le mulțumesc pentru ce am. Îți scriu, mai cade încă frunze de pe ram, de-aș putea zbura nostalgia mea. Interpreta care vine în continuare, publicul nostru drag o cunoaște de pe culoarele Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Dar se pot mândri cu ea și cei de la Academia de Studii Economice, fiindcă nu de mult a făcut și acolo o facultate. A luat parte la multe concursuri, a colaborat cu maestri și acum este o tânără interpretă de succes. Desigur, Cătălina Rusu. Bine ai venit, dragă! Bună seara, bine v-am găsit! Dragii noștri, observați un alt top model la noi în studio. După aplauze se vede că ai foarte mulți admiratori. Dar prieteni, ți-au rămas acolo? De fapt, mă bucur și eu că am admiratori, am fani. Sunt persoane care cred în mine și cred în ceea ce fac. De prieteni, aș vrea să cred că am avut și mai am prieteni, pentru că prietenie este o noțiune prea complicată ca să-i zic la sigur 100% că a fost prietenie sau că este prietenie. Care a fost prima ta provocare serioasă în muzică? De fapt, cred că prima provocare a fost prima mea ieșire în scenă la Sochi, în Rusia, la festivalul Golden Fairy. Atunci am debutat, zic eu, cu prima piesă care se intitula Noaptea de Vară și am avut succes. Asta a fost o provocare pentru că când am ieșit din scenă aveam lacrimi. A fost o chestie planificată sau a fost o întâmplare că ai ajuns tu în scenă, că ai ajuns să te ocupi de muzică? Eu cred că a fost un noroc și un dar de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu fiecare îi dă un talent și noi trebuie să ne folosim de asta, să-l aplicăm în direcția care trebuie. Când de mult timp, chiar pare mi se că din liceu, când ai simțit prima dată că acest lucru îți este de acum o meserie, o muncă? De la 16 ani, atunci când am început să și primesc onorariu pentru participările în anumite spectacole, etc. De la 16 ani câștigă cu muzica, este o performanță bună. Ești o persoană harnică, ce te mobilizează?
De fapt, dacă o să zic că sunt harnică, o să mă certe mama acasă. Îmi place să mă și lenevesc, da, sunt poate mai înceată, dar sunt ambițioasă și cred că dacă îți dorești ceva foarte mult, reușești. Mă mobilizează, mă stimulează, poate uneori chiar și nereușitele, pentru că atunci când nu reușesc undeva, este un stimul să merg mai departe, să învăț, să mă perfecționez, să fiu mai bună, mai frumoasă, mai. Ce ne cânti astăzi? Ultimul meu single, My Name is Love. Eu îți doresc ca melodia care ne vei interpreta o să fie tot așa de tare admirată cum ești admirată și... Vă mulțumesc! You're the best, you still am a shining star. Every night I whisper my name. Că îi plac sentimentele duioase, lumea familiei, dragostea și, desigur, viața. Carolina Prepeliță astăzi, la noi în ospeție. Salutare! Bun venit. Ai mai multe cântece lirice în repertoriul tău, dar totuși rămâi o fire foarte senină și pozitivistă. Ba nu, am și piese mai dansante, mai... cu multă energie, pentru că și viața mea este așa mai energică, alături de atâția bărbați frumoși în casă, soțul, doi copii, îți dai seama. Sunt momente în viață când vrei să treci așa la ceva mai de suflet și piesele astea lirice te ajută în momentele când poate ți este puțin mai trist sau ești mai nostalgică. Dar vreau să zic că piesele lirice sunt foarte frumoase, mi-mi plac foarte mult și din repertoriul meu eu consider că sunt toate frumoase. Ce ai învățat tu din familie cel mai important care te ajută și astăzi în viață? Din familie, mai ales de la mamica mea, pentru că este profesoară, am învățat punctualitatea, sinceritatea, corectitudinea,
Da, ea este foarte corectă în toate. Poate uneori nu mai trebuie chiar să fii în viață foarte corect pentru că pierzi cu asta, dar mă rog. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă și este frumos atunci când ești corect, când ești punctual. Cu ce proiecte noi vii în primăvara, care iată bate la ușă? Țin acum să fac o piesă nouă, Ala Soltan muzică și Dinu Mateievici text. Mi-a plăcut din start versurile, sunt niște versuri foarte frumoase. Flori nevinovate se numește. Frumos. Da. Adică, chiar dacă ai vreun eșec în dragoste, dar nu cred că să fie vreun eșec în dragoste, pentru că dragostea, până la urmă, este foarte frumoasă, trebuie să crezi în ea. Chiar dacă se întâmplă vreo durere în dragoste, florile nu sunt vinovate. Florile sunt mereu nevinovate. Ce vină poartă el? Ce ne vei interpreta? Astăzi, cu plăcere, voi interpreta o piesă care se numește Viață, Viață, o melodie la care țin foarte mult, muzica și textul mi-aparțin. Și vreau să mă adresez către toată lumea că chiar dacă sunt probleme, griji, obstacole, viața este foarte frumoasă. Să ne trăim clipa astăzi și să ne trăim din plin. Carolina Prepeliță, Viață, Viață. Viață, viață, vezi cum ești, nu stai pe loc, tot te grăbești. Viață, viață, de ce fugi, ești grăbită unde vrei să ajungi. Trece ora, trece clipa, parcă n-ai făcut nimica. Vrei să vezi unde ai ajuns, pe care drum al vieții ai parcurs. Viața mea, viața mea, cum e ea? Am iubit și le-am dat eu cei mai bun. Cred că am fost eu prea cu minte. Mulțumiri poate o-i primi de la cei ce i-am născut. Să mă prețuiască aș vrea că am făcut tot ce-am putut. Viața mea, viața mea, cum e ea? Am iubit și iubesc, sunt a ta.
a fost Carolina Preteliță, iar eu mă îndrept spre voi, dragii mei, fiindcă este tipul rezervat vouă, publicului nostru drag, pentru a acorda întrebări invitațiilor noștri. Poate aveți ceva impresii la cald sau poate ceva curiozități. Vă rog! Aș avea o întrebare pentru domnișoara Cătălina. Sunt curioasă să știu dacă aveți intenția sau poate v-ați gândit vreodată să părăsiți showbizul moldovenesc și să, eu știu, să plecați în altă țară, fiindcă știm că foarte des se întâmplă așa ceva. Da, eu îți mulțumesc pentru întrebare. Este de fapt o întrebare actuală pentru că showbizul din Republica noastră nu este atât de dezvoltat cum ne-am fi dorit noi, poate tinerii. Și mulți se străduie să plece peste hotare, să se promoveze pe alte peți, să zic eu, muzicale. Eu, în prezent, colaborez și cu alții interpreți, compozitori din alte țări, dar pe viitor mă gândesc nu să plec de aici, dar să mă promovez și peste hotare, dar desigur să rămân și aici, pe plaia mea natală. Bună seara, mă numesc Marina. Aș vrea să adresez o întrebare doamnei Carolina Prepeliță. Care este secretul succesului? Pentru că suntem majoritatea aici tineri și cred că ne dorim într-adevăr să ne alegem o cale corectă. Unde să mergem? Cum să ajungem la scopul? Pentru că suntem artiști, suntem foarte sensibili, suntem foarte sentimentali și atunci când simțim că este foarte multă căldură și multă dragoste din partea celor la care ții mult, din partea celor care îți sunt foarte dragi, atunci ai și succes în toate. Mulțumesc și aș vrea să vă mulțumesc încă pentru energia pozitivă pe care o emanați atunci când sunteți în scenă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Bună seara! Mă numesc Cristina și am întrebare pentru Carolina Prepeliță. Dacă aș avea posibilitate să întoarceți o perioadă a vieții dumneavoastră înapoi, ce aș dori să schimbați, de fapt, în viața dumneavoastră, poate pe plan profesional sau personal? Eu vă mulțumesc mult! Mersi pentru întrebare. Eu personal n-aș schimba absolut nimic din viața mea, pentru că a fost foarte frumoasă, a fost multicoloră și toată etapa vieții, deci toate clipele, toate momentele au fost extraordinar de frumoase. N-aș schimba nimic. Bună seara, mă numesc Dumitru. Aș vrea să acord o întrebare doamnei Natalia Boboc. Cum vă reușește să îmbinați muzica, serviciu și familia? Cum reușiți în toate să vă manifestați într-un fel? Vă mulțumesc mult pentru întrebare. De fapt, să știți că din copilărie am copil foarte energic, reușeam peste tot și olimpiadele și dansul, școala muzicală și coreografie. Dar cred că la momentul actual foarte mult mă ajută și mă susține familia mea, copilașii și soțul. Și cred că atunci când fac ceva, niciodată nu-mi pun plan. Uite, acum fac una, apoi. Deci iese una de la alta, iese din inimă și tot ce fac, fac cu drag. Mersi. Și dacă îmi permiteți pentru întrebare, vreau din partea mea personală, CD un meu album, să-l audiați și îmi doresc foarte mult, măcar un pic, să vă regăsiți în aceste piese. Mulțumesc. Personal, cu toată sinceritatea. Frumos! Între timp, ni s-a alăturat și Ion Rață cu chitara sa. Noi am îndrăgit chiterele lor îngemânate, a lui Ion și Mihai. Am în vedere Catarsis și muzica lor duioasă, dar în ultimul timp merg mai des pe căi paralele. Adică fiecare are o carieră solo și vorbim cu fiecare în parte. Astăzi la noi în ospeție este Ion Rață! Bună seara! Bun venit la noi! Bine v-am găsit! Ai încheiat anul acesta cu un CD frumos și cu două videoclipuri, pare mi se că, da? Așa este! Spune-te, rog, care a fost impactul acestor filmări, în afară de faptul că s-au golit buzunarele puțin? În primul rând, satisfacția spirituală și morală, și morală mea personală este grandios, de mare. Și vreau să mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat la aceste lucrări. Albumul Ploaie Soare, care a fost scos în preajma anului nou, tind anul 2012 să-l promovez până la sfârșit să afle toată lumea de toate acele 14 cântece care se află pe acest album. Este și undeva în vânzare?
Deci am hotărât, nu știu, pe urmă poate mi voi schimba decizia, dar acum zic să-l vând doar la concertele mele personale. Atrage lumea la concertele mele. E logic, nu? Ești o fire foarte sensibilă, dar muzica ta probabil îți trădează vulnerabilitatea. De unde iei tu temele cântecelor tale, fiindcă tu și compui muzica pe care o cânti în acest proiect solo, da? Pe mine mă inspiră în primul rând natura, oamenii, femeile, evident. Femeile, și apoi, domnișoarele. Mulțumesc. Și apoi, dacă ați observat în acest videoclip, poiana mea, sunt niște peisaje extraordinare din satul meu natal, acolo unde am crescut și m-am educat. Și din Vâșcăuți. Da, din Vâșcăuți Orhei, de pe Malda Nistru, și probabil acest loc îmi este izvorul de inspirație, în primul și în primul rând, de unde vin. Și îmi servește drept inspirație pentru toată viața mea mai departe, ca și autor de muzică. În videoclip eu am observat-o, a debutat, o domnișoară foarte simpatică, care este și fata ta. Ea a debutat mai de mult, dar acum a debutat așa în videoclip, da. Da, este ea. Ea cântă? Cântă, desigur. Ai făcut un album extraordinar, un album se face cu foarte mult efort, probabil tu ai pus și foarte mult suflet în el. Cât timp ai stat de vorbă cu inima ta ca să poți să pui pe note această muzică? Dacă să zic oficial, cam 2 ani și jumate, 3 ani de când a apărut ideea acestui album, dar pe el sunt cântece pe care le-am zămâslit pe când eram încă student la Institutul de Arte. La de când erai de vârsta aceasta, da? Așa, de vârsta asta frumoasă. Și vreau să mulțumesc foarte mult băieților cu care am lucrat la orchestrații, în primul rând lui Alex Calancea, Mari Koselski, Sergiu Vatavu, Sandu Gorgos, Sergiu Teacă, maestru de sunet, Sergiu Musteață și poate dacă pe cineva am uitat... Să nu se supere, da. Te felicităm, într-adevăr, este un album reușit, dar care a fost reacția colegului tău, Mihai? Când l-am auzit dintr-un interviu, el a zis că a rămas undeva așa portret de ideea aceasta, dar pe urmă foarte ușor s-a adaptat, fiindcă a înțeles că asta este o nouă experiență și de o experiență în plus nu trebuie să ne lipsim niciodată. Ori experiența este cel mai motivul pentru care venim pe acest pământ, de fapt. Și școala noastră a vieții. Școala vieții, da. Și experiența contează. Proiectele solo pe ambii ne pune să muncim puțin mai mult, să atragem atenția la varietate de lucruri pe care trebuie să le aibă un interpret, un artist în scenă. Individual, noi tindem spre aceeași stare de catarsis. Dar foarte frumos ai zis. Dar, de fapt, multă lume își pune întrebare, catarsisul, deci există în continuare există și vom lucra în continuare paralel. Și fiindcă am mai zis-o, păcat să dăm cu piciorul la un proiect care am muncit 20 de ani la el. E mai ușor să câștigi acum cu proiectul solo? Să câștig bani? Da. N-am ajuns să câștig bani cu proiectul solo. Am câștigat doar, bucurie sufletească. Aplauze și bucurie sufletească, cum zici, da. Generația noastră totdeauna a apreciat un cântăreț cu chitara, fiindcă era și o muzică bună și o poezie bună. Știu că în viitor apropiat o să ai un concert cu maestru Vasile Șaicaru. Da, abia aștept să vină bădie Vasile la Chișinău să evoluez. Este o onoare pentru mine să evoluez pentru prima dată cu un mare folkist din România. Este numele pe muzica căruia am crescut și m-am educat ca și interpret. De fapt, pe baza tuturor folkiștilor din Cenaclu Flacăra. Și acest concert, care trebuia să fie pe data de 14, s-a amânat pentru 24 de Dragobete. Așa că vă poftesc pe toți la acest concert.
Acest concert este un eveniment mai apropiat, dar alte proiecte mai ai? În proiect există, evident, promovarea acestui album. Dacă se încălzește, poate să merg cu concerte prin țărișoara noastră. Acum, în martie, vom merge cu Mihai în Italia. Vom susține două concerte pentru diaspora, evident. Și mai departe vedem, să ne dea Dumnezeu inspirație și poate într-un an, doi, mai venim cu un album nou. De ce nu? Astăzi, ce ne vei cânta din acest album frumos? Haideți să vă cânt piesa care a și dat denumirea albumului, Ploaie, virgulă, soare. Ion Rață ne aduce în această zi frumoasă de iarnă, ploaie și soare. Ion Rață! Ce văzduhul spintec, nor gri fulgerător, stele oglindite-n ochii, care sunt atât de dragi, fulgi târzii ai ochii, peste verdele de fragi. În carieră toate-s fleacuri, astăzi sunt și mâine nu-s, are sens atât de deacuri, numai cei ți-dar de sus. Să-ți pară într-o clipă ca-ntr-o dinți, lumea asta de ocară, numai bună de cuprins. Bani, carieră, toate-s fleacuri, astăzi sunt și mâine nu. Sens adânc de veacuri, numai ce ți-i dat de sus. Bani, carieră, toate-s fleacuri, astăzi sunt și mâine nu-s, are sens adânc de veacuri, numai ce ți-i dat de sus. Bani, carieră, toate-s fleacuri, astăzi sunt și mâine nu-s, are sens adânc de veacuri, numai ce ți-i dat de sus. Înțeleg că nu lăsăm pe Ion Rață să plece așa și îl rugăm să ne cânte șlagărul de astăzi al lui Ion, Poiana mea.
târziu, eu mă plimb prin iar. După munte, după râu, flori și trandafiri. După munte, după râu, tainici amintiri. În poiana mea nu mai vine acum. În poiana mea s-a făcut un drum. În poiana mea a crescut umbra. Îl privesc în ochi acele picat. Cad, lacrimi cad, se așterne roua. Cad, lacrimi cad, iarăși, iarăși plouă. Cad, lacrimi cad, se așterne roua. Cad, lacrimi cad, iarăși, iarăși plouă. Interpretul care vine în continuare face parte dintr-o generație care nu face PR, nu face epataj, nu publică poze incendiare în mass media și nu face alte provocări, dar stă bine, mersi, și admiratorii îi sunt fideli. Gheorghe Țoba! Ai luat și tu ceva din moda de astăzi a showbiz-ului. Ai făcut și tu niște videoclipuri. Nu vrei să mai filmezi ceva, poate nou? Mai scos ceva? Îmi doresc că în fiecare zi să mai filmez, dacă ar fi posibil. Da. Dar? Dar sunt pe calea cea dreaptă. Cum? Serios? Adică da. Mai așteptăm de grav un videoclip? Da, numai decât. Ne bucurăm. Chiar ne-am bucurat. Chiar piesele astea care o să le cânt astăzi. Să sunt piese în premieră absolută. Dar să mă sfătui cu fanii mei, să văd care primul să-l filmez. Fanii o să aleagă. Fanii o să aleagă, da.
Care a fost randamentul investițiilor în videoclipurile tale? Ai simțit că ceva s-a schimbat în viața ta de artist? E binevenit, clipul face, își face lucrul său. Mai ales acum că sunt mai multe posturi de televiziune și ca să nu te duci la ei în speție, el te difuzează fără a pleca. Și arăți mai bine și mai în frumos, clip arăți și mai bine, proaspăt. Da. Mai tânăr, mai proaspăt. Nu încurci cuvintele, nu. Da. Sperăm că azi noi să încurci cuvintele. Sunt cântece în premieră, totuși. Da. Gheorghe, ești un cântăreț care ai fost răsfățat cu muzică bună și cu texte bune. Cum se întâmplă astăzi? Cum comanzi un cântec? Tu dai tema? De obicei, așa ar trebui să fie. Dar vine timpul când, uite, apare ori melodia, ori versul. La cine apare? De obicei, eu scriu cu Ianuș Turcanu. Aha. Și el are multe comenzi, cum ar fi, și greu textele, să... Ianuș Turcanu. Da, să găsească o temă așa care nu s-a repetat niciodată. Dar, dar melodiile? Care e astăzi, de când cred că a găsit fraza aceea care mi-o doream eu să fie... În text. Să nu se repete, da. Dar melodiile? Melodiile, astăzi o să cânt pe muzica lui Alexandru Dovicenco. Și Adi, interpret de muzică ușoară. Am avut norocul, totuși, de la bine început, primii pași, să-i fac cu mari compozitori. De asta am și vorbit, da. Da, eu am primii pași am făcut cu Mihai Dolgan, care îmi spunea, uite, ce să fac și până unde să fac. Ți-a mers în privința asta. Și în asta ne-a mers, da. Petre Teodorovici, Grigori Vieru. Cum ai ajuns să colaborezi cu Petre Teodorovici? După ce am plecat din formația Contemporanul, Petre Teodorovici mi-a propus să facem o formație nouă, Teodor. Și așa am umblat, colindat prin toată țara. Și în turneile cele care umblam noi prin țară, apăreau și cântecele cele noi. Ideile de cântece, da. Petre Teodorovici, fiecare joi, dacă nu mă greșesc, era literatura și arta, ziarul, literatura și arta. Și dacă era... O poezie bună? O poezie vin din munții latinii, deja era... Doile zi era cântecul gata, da? Următoarea săptămână era veniți acasă, măi copii, era scris a treia săptămână, vă iubesc popor român. Era cam așa apăreau cântecele. Ai fost norocos. Da. Și ești, de fapt. Noi totuși vrem să aflăm cine primul a fost care te-a îndemnat să cânți. Eu, după cum știți, vin într-o familie numeroasă. Am fost 11 copii la părinți. Da, se merită aplaud. Aveam un frate mai mare care cânta și el la baian, cânta la cumătrii, la nunți. Mai aveam un moș de-a meu care îi cântau împreună. Dar, cum zicea părinții mei, că eu de mic, cum și alți copii talentați, la budoi anișori, de-am dansam pe un picior pe altul. Cine totuși a fost cel care te-a dus în scenă? Cine te-a îndemnat? Cine a fost mentorul tău, într-un fel? A fost Mihai Dolgan. Mihai Dolgan. Sigur, eu fiind student la Ștefan Neaga, deja anul 4, studenții susțin munca. Fiind anul 4, deja trebuiam să-mi găsesc, să, după absolvire, să știu unde mă angajez în serviciu. Atunci așa era. Acum oamenii visează să fie vedete. Eu nu m-am gândit niciodată să fiu vedetă, dar m-am gândit la salariu, da. Și mă gândeam că unde, în ce oră să plec în Capela Doina, da, să cânt, că acolo se duceau... Era loc de muncă, da. Era loc de muncă. Ori să plec înapoi la Nisporeni, să fiu, eu știu, îmi doreau să fiu un director de casă de cultură. De casă de cultură, da. Îmi doream foarte mult, mai ales de ce, că să fiu eu director și să cânt atât cât vreau eu pe scenă. Că când să fii nu eram director, îmi dădeau câte două melodii sau trei. Eu vreau să cânt... Non-stop. Non-stop, da. Mai mult am vrut părerea lui Mihai Dolgan, dacă mai face sau mai chinu eu la Chișinău aici sau nu. Mai avem jumătate de ani de învățat. Mihai Dolgan m-a ascultat, a invitat și băieții din formație care erau pe atunci. Și a zis, uite, dacă vrei, de mâine să vii la lucru. Am venit cu melodia mea, Lacrima Amară, am cântat-o. Mihai Dolgan m-a rugat, m-a ridicat tonalitatea mai sus, așa să vadă și potențial am eu, am cântat Lacrima Amară, versurile mi-a părțeneau mie. Sigur că Dumitru Matkovski dintr-o parte a ascultat, pe urmă mi-a scris versuri profesioniste și din tot cântecul meu a rămas numai două cuvinte, Lacrima Amară. Lacrima Amară, probabil.
bine am simțit extraordinar cu tine, dar care este minimum necesar pentru tine? Să te simți și tu bine. Să cânt astăzi aceste melodii, să aibă succes. Extraordinar. Astăzi ai venit cu două melodii proaspăt prospecioare, fierbinți, pot să zici. Cu ce începem? Vreau să încep cu melodia de Alexandru Dovicenco, muzică Ianoș Țocanu, Draga mea. Draga mea! Draga mea cu Gheorghe Țopa! Ca un râu ce curge către mare și nu-l poate nimeni a opri, tu frumoasă și fermecătoare vii spre mine în fiecare zi. Ești destin, mister și alinare, fără tine eu nu pot trăi. Draga mea, ești o parte din mine, cea mai scumpă din tot ce-am avut. Vreau iubirea mereu să ne fie tot așa cum a fost la început. Nu-mi găsesc liniștea fără tine, stelele parcă nu ar luci. Te doresc zi de zi lângă mine, fără tine eu nu pot trăi. Ne-am trăit pe alte continente, despărțiți de insule pustii. Ne-ar lega aceleași sentimente și amintiri din nopțile târzii. Ne va dărui printre regrete oceanul vieții armonii. Draga mea, ești o parte din mine, cea mai scumpă din tot ce-am avut. Vreau iubirea mereu să ne fie tot așa cum am fost la început. Nu-mi găsesc liniștea fără tine, stelele parcă nu ar luci. Te doresc zi de zi lângă mine, fără tine eu nu pot trăi. Ce-am avut, vreau iubirea mereu să ne fie tot așa cum a fost la început. Nu-mi găsesc liniștea fără tine, stelele parcă nu ar luci. Te doresc zi de zi lângă mine, fără tine eu nu pot trăi. Gheorghe Țopa va reveni în platou, dar nu înainte de runda a doua de întrebări pentru invitații noștri. Poftim! Bună seara, mă numesc Ina. Am o întrebare pentru Ion Rață. La ce vârstă ați scris prima piesă și în ce împrejurări vine muza la Ion Rață? Dacă mi-amintesc bine, prima piesă care se numește Glosă în metru eminescian, pe text de Dumitru Matkovski, a fost scrisă în anul întâi de la facultate, adică în 91. De ce am eu nevoie ca să compun muzică? Probabil că, în primul rând, de atmosferă, de ploaie și eu să fiu în casă la călduț și afară să plouă. Mulțumesc! Mă numesc Radu. O întrebare lui Gheorghe Țopa. Cea mai frumoasă amintire de la o nuntă, vă rog. Care a fost pentru dumneavoastră? Bună întrebare! Cea mai interesantă întâmplare de la nunți, ele atât de multe sunt,
Nunți noi avem mai mult ca spectacole, așa că vă dați seama. Dar avem vreo 15 anișori, poate și mai puțin. Poate am toba la nunți. Toba amate, cele așa, cu multe tobe, dacă știți voi ce înseamnă. Și cântam cu vocea, sigur. E, dar dacă ducei nenașul acasă, revenea să bat doba, să o iau în mână și să bat toba, ce e, una, singură. Că n-ai scânți pe drum cu vocea. Duceam nașul acasă și atât de obosit eram că mai cântam la petreceri la armată, joia, vinerea, sâmbăta, duminica. Cred că era duminică, cred că era îndeamnă spre dimineață, spre luni. Și am adormit bătând toba, așa. Tot domnului Gheorghe, revenim de la cele hazlii la cele triste. Ce o să faceți la un moment dat când o să trebuiască să renunțați la scenă? Când va veni vârsta? Eu cred că nepoții mor aduși. Mor împinge pe scenă, mor transporta. Nu poți să spui trist. Eu îmi doresc să ajung la așa o vârstă când să nu mai pot ieși în scenă. Eu n-am să fac ca Pugaciova în fiecare an show-uri că eu plec de pe scenă. Cred că asta nu o să întâmple niciodată. Mulțumesc! Bună seara, mă numesc Sergiu și am o întrebare pentru Carolina Prepelița. Te-ai gândit vreodată să la un pseudonim scenic ca să activezi cu el în muzică, deoarece e posibil să-și mai ia zborul o altă Prepeliță în showbiz. Cum vei reacționa? Voi reacționa normal pentru că e ceva normal. Sunt mai multe familii de Ciobanu, de exemplu, sau altele. Eu nu voi schimba niciodată numele pentru că țin la numele meu. Îmi place și cred că rămân așa, Carolina Prepeliță. Mersi. Mă numesc Ivana și am o întrebare pentru Cătălina Rusu. Spune-mi, te rog, cu cine vrei să colaborezi și ce planuri ai pe viitor? Mulțumesc! Mersi mult pentru întrebare. De fapt, atât timp cât sunt tânără, am foarte multe planuri pentru viitor. Îmi doresc, cum am menționat anterior, să devin o interpretă de talie internațională. Este poate una dintre dorințele cele mai mari să colaborez cu compozitori de talie internațională americani, să fac duete cu ei. Atunci când îți dorești ceva foarte mult, reușești. Așa că sper în viitor să ajung pe o scenă mare și frumoasă. Sperăm și noi. Mulțumesc! Vă reamintim că cu noi astăzi împreună sunt studenți de la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Și dacă v-ați simțit bine cu noi, înseamnă că este ziua voastră. Și mai ascultați o piesă din repertoriul Carolinei Prepeliță. De ziua ta! Acea clipă fericită de a sosi pe al tău prag. Să-ți aduc iubirea toată, darul și săruturi mii. Să-ți aduc și acea sclipire care sufletul o ții. De ziua ta îți aduc în dar o floare. De ziua ta vreau în schimb o sărutare. Îți aduc în dar o floare.
cântă din nou Gheorghe Țopa. Îl invităm, Gheorghe Țopa! Timpul trece, toamna vine, tot mai drag-mi echipul tău. Sunt îndrăgostit de tine, de nimic nu-mi pare rău. Printre cântece și șoapte, de e zi sau dacă-i noapte, clipele când ești aproape, toate sfermecate. Iubirea doar ea, ea ne poate da tot ce am visat cândva în lume. Și cât voi trăi, eu te voi iubi, cântând cu drag și dăruind. Ce am visat cândva nume. Și cât voi trăi, eu te voi iubi, cântând cu drag și dăruind un nume. E dulce sau amar, despre dragoste pot spune. Când iubești e primăvară și ți-e dragă întreaga lume. Tu și acum ești frumoasă și cea mai dorită ești. Casa mea e luminoasă dacă mă iubești. Iubirea doar ea, ea ne poate da tot ce am visat cândva. Voi trăi, eu te voi iubi, cântând cu drag și dăruind un nume. Iubirea doar ea, ea ne poate da tot ce am visat cândva nume. Și cât voi trăi, eu te voi iubi, cântând cu drag și dăruind un nume. Am ajuns la final de emisiune. Mulțumim tuturor care au fost astăzi la noi în studio. Invitaților noștri dragi și desigur vouă, publicului nostru drag. Orice realizare pornește de la încrederea în sine. Dacă ai calități, trebuie să știi să și le folosești. Realizați-vă, dragii noștri. A fost emisiunea Vedete la Bis și eu, Silvia Grigore. Pe curând!